Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Deja am intrat în febra sărbătorilor și a Crăciunului și după cum observați, Moș Crăciun deja a venit pe joc. Acesta este noul update. Avem un background acolo cu zăpadă, păcat că nu este și animat, dar ce mai contează, măcar ne duce cu gândul la sărbători. Da, mai e cam vreo 20 ceva de zile, 24 de zile până vine. În fine, până una alta avem skin-urile acestea de luat, dar nu astea sunt de Crăciun, pentru că avem niște boxuri speciale care conțin skin-uri de Crăciun. Și o să încercăm să deblocăm pentru că am luat și o ofertă de pe site. Uite, vă zic oferta pe care am luat-o eu, dar uite, pe joc nu e. Lul, decât pe site-ul de la Stumble Guys Store. Era cu ceva cu 700, în fine. Nu uitați să aveți codul Mădăin pe shop dacă cumva faceți vreo achiziție sau dacă luați PES-ul. Pentru că dacă aveți codul Mădăin pe shop, sunteți abonați și apăsați butonul de like, pentru că după cum se vă mai avem puțin până a face 1 milion. Da? Încă foarte puțin. Dați subscribe dacă vreți să câștigați Stumble PES gratis de la mine. Dar mai trebuie să mai vină, mai avem timp 3 ore 39 ca să sosească. Deci o să fie pe episodul acesta, voi o să-l vedeți. Dar cei care sunt pe live nu o să vadă decât pe episod PES-ul, cum îl luăm și ce conține el mai exact. Acum, haideți să facem în felul următor. Dăm un spin aici și cred că 5 aici, nu? Cât ar însemna? A, lol, doar unul poți să deschizi odată. Ia mă să vedem ce se întâmplă aici, bro. Ce ne dă? Mamă, cât de fain arată, nu te cred boxul ăsta, cât de șmecher. Avem shards-uri, bro, shards-uri. Fai de viața mea, bă, păi stai mult și bine, mă, mâncați aici. Uite, măcar l-avem pe ăsta care arată foarte bine skin, îmi place. Doar 3, bro. Hai să dăm una aici. Poți să dureze ceva până deschizi toate prize box-urile alea, pe cuvânt. Aici măcar e bine că îți dă direct skin-ul. Era culmea să-ți dea și aici fragmente, chiar era culmea. Legendară direct, bine, wasabi crab roll. Interesant skin-ul, nu prea wow. Hai să lăsăm pe Moș Crăciun pe fundal. Deschidem din nou aici, dăm ok. Ia uite-l, brother. 2 shards-uri, 3. Băi, ești nebun la cap, 20. Băi, nebun cu 20, cu 3 ăștia vor să... Ne vor să deblocăm skin-ul, uite acum. Păi și dacă vrei să cumperi toate ofertele existente, tu nu poți să-l deblochezi din prima zi, skin-urile astea. Bă, cuvântul meu de onoare, bro, uite ce porcărie, mă, că l-am deblocat pe ăsta. În capot. Hai să vedem, dăm încă o dată așa. Ok, 5 shards-uri, cu 4 și cu 20. Îl avem și pe ăsta deblocat, ăsta chiar îmi place. Măcar merită. Bă, dar ți-a mult, mă, mult rău de tot. Hai să mai dăm aici un spin. Foarte mult să le deblochez, pe cuvânt. Mult prea mult. Ia. Speciala, te rog! Nu, mă, bro, două spinuri și-mi dă aceea skin. Ha, mă, bătaie de joc. Pă bune. Bine, deja ne-am așteptat și știți ce se întâmplă pe jocul ăsta. Nu e ca și cum, ia uite. S-a abonat Bezeaua, vedeți, dacă vă abonați apare și pe episod bonus și ne ajutați ca să facem și noi mai rapid suma aceasta, poate. Ia să vedem aici ce se întâmplă, bro. Bam, bam. Și încă o dată, nimic. Hai să mai încercăm aici norocul. Până acum cât avem aici? 1600, 1700 de gemuri deja date. Haide, haide, mitic specială ceva? Bine, mă, hai mă, că arată bine skin-ul ăsta. Dar voi observați că skin-urile astea sunt doar de mâncare? Adică ăsta care gătește, Dragon Roll-ul care este mâncare, Wasabi, mâncare, Cali Roll, mâncare, Spicy Roll, mâncare. Dau șansă bună, 10%, 10%. Hai să mai dăm un cu spin. Let's go. O să jucăm așa câte o finală cu fiecare. Nu știu cu ăla de Crăciun dacă avem timp să jucăm cu fiecare. Epic? Bun, mergi, că nu-l aveam. E chiar în regulă. Eu ce mai am de luat? Sushi Master și atâta. De Sushi Master și cred că încă unul epic. 299.169. Bun, hai să mai deschidem unde ăsta. Ia, uimește-ne. Shards-uri, shards-uri și încă 4 aici. Vai, cât de puține, bro. Oare odată ce ți-a dat deja? Dar nu, că cred că ți se dă duplicate și aici. Nu cred că are legătură. Ia uite, îți dă 2. Bă, bă, e urât rău, frate. Deci boxurile astea m-au încântat atât de tare când au venit încât acum mă dezgust așa, nu știu. Uite, deschizi și îți dă 2 shards-uri. Bă, bune, 4 shards-uri. Cumva spune o limită. Mai fain e la roată, ca idee, că mai vezi și tu 15, 20. Bă, în fine, 3, 4 și așa mai departe, că oricum fac ei șansele, asta e clar. Bă, de aici să vezi 3, 4 shards-uri din alea, e dezgustător, pe bune. Chiar e urât, 27 de zile și 18 ore. Hai să mai dăm aici un spin. Poate luăm și noi pe Sushi Master-ul ăla, că-mi place. E special, deci asta șansă. A trecut de el, salut. Haide, haide, haide! Ca, ia uite, Vericu s-a abonat, mersi mult, brother. Deci, avem totul, în afară de Sushi Master, Ito, bă, e Ito, nu eu. De ce zic Ito? E Ito. Ia, 2 cu 2 și cu 15. Mamă, Nutcracker 15, mă mir, mă. Au și 15 pe aici. Hai să dăm 550 de gemuri, te rog. Sushi Master, te rog. Te rog, hai. Dă-o-s, bro, dăm o dată aici. Ia să vezi, dă iară 2 și cu 3. 3, 2, 5, 6. Mamă, bro, până acum i-am deblocat doar 2 skin-uri ca idee. Voi vă dați seama și am mai luat și oferta de pe shop. Păi dacă nu am oferta, ce șansă mai e?
Și dacă ai să intri aici să joci, uite cât îți dă. O, 10, 10, 10, 15, 15, 20. Păi tu joci, frățiorul meu, aici 20 de meciuri ca să dai două boxuri din astea maxim. 20 de meciuri pentru două boxuri. Și am deschis aici o grămadă și nici măcar nu sunt aproape ca să le deblochez. Mă, că e prea de tot, mă. Am făcut stambogaisul ăsta prea greu, frate. Las, mult prea greu. Nu știu câte gemuri am băgat până acum. Mai am 297.519. Foai, foai de viață. Credeți că e vreo șansă ca să luăm sushi-ul ăla? Credeți? Ultima încercare sau? Poate, poate. Sushi Master vine acum să prepare mâncarea. Nu, mă, nu! Păi, dar cât se mai duce, mă, pe lângă? 296.419 gemuri? Îți mai bine și Stumble Pestul, dar Stumble Pestul deja e nimic. Păi dau eu aici două rotiri pe cât e Stumble Pestul și cât costă Stumble Pestul. Așa urât e când îți lipsește doar un skin. Bă, așa urât e, bă. Hai să dăm un restart totuși. Hai să dăm încă un spin după ce am dat restart. Poate avem noroc. Mai încercăm chestia asta. Păcat că nu facem opening pe WC-ul, ar fi fost ceva. A doua oară. A doua oară când se întâmplă la fel. Foarte tare. Foarte tare, bro. Mulțumesc. Voi vă dați seama că dacă a picat ăsta Mitty, nu cred că mai pică la Sushi Master eu? Nu cred că mai pică, nu cred că mai avem vreo șansă. Că iară trecem prin toate opening-urile și ce mai departe. No way, bro, de două ori la rând? Cine vrea skin de Mitty, îi dau, îi dau. A, voi nici nu vedeți gemurile măcar, mai am 293.669 de gemuri. Voi nu vedeți gemurile de subscriberi. Doamne. Aici, aici! Nu, mă, nu! De trei ori la rând skin-ul ăsta, bro! Are 10% șansă. Are la fel ca Sushi Master. A treia oară că se întâmplă același chestie, același. Da, e manevră, mă, roțile și azi manevră. Dacă roțile și nu sunt făcute intenționat, eu mă las de orice joc posibil. Mă las. Mai. Eu nu cred că e doar de noroc. Eu nu cred. Eu nu cred. Eu mâine mă las. Mă las, nu mai gat. Face și 1 milion de abonați, deja ne punem hainele în cui. N-ai cum așa. De 4 ori l-am făcut același lucru. Na, 10% șansa aia nu e reală. Deci nu e reală, niciodată nu e reală. Se face intenționat așa ca să spargi gemurile. Ați văzut? E a 5-a oară. A 5-a oară că face același lucru. Mai am 290.919 gemuri. Să nebunesc dacă mai merită să mai dai gemuri pe skin-uri. Te rog! Nu! Fai, nu vine să cred așa ceva. Fac spume, nu mai pot. Cred că e ultima dată când mai dau la astfel de roată. Ultima dată, bro. Face același lucru, vei. Bă, face același lucru. Unde e șansa e de 10% când efectiv o pune ori înainte, ori după? Bă, e wow jocul ăsta. Bă, chiar e wow jocul, pe bune. Din două speciale, mi-a dat fix pe centru. 20.000 bag în roata asta. 20.000 de gemuri, mă, cava. Și în loc să dăm la abonați, eu bag într-o... Mă, niște skin-uri amărât. Mă, ce-i cu viața mea? Stau și mă gândesc așa că e viața mea, bro. Ce-i cu mine? De ce? N-ai, ultima dată, băi, ultima dată, n-ai. Ultima dată că mai fac greșeala asta. Pă, cuvânt de vă zic. Nici măcar nu-i prin apropiere. 287.000 de gemuri mai am. Deci am cheltuit până am vreo 15.000 de gemuri. Doar ca să pice skin-ul ăsta. No! Nu mai, nu mai, nu. Bă, bă, nu se poate așa ceva, mă. Vezi? Asta mă omoară pe mine psihic. Bă, nu știu dacă eu am problemele astea sau mai este și altcineva. Mă, gen, nu vreau să renunț, că știu că poate îmi dă. Bă, și nu-ți dă, nu-ți dă, nu-ți dă, nu-ți dă. Și după aia îți dă. Și nu știi când să renunți, să pui punct sau când să nu pui punct. Niciodată nu știu chestia. Nu știu. Tot e mult, dacă stau să mă gândesc. Pentru că mai am 285.969 de gemuri. Bă, e mult. Pentru niște skin-uri, e foarte mult. Dar nu știi când să renunți, frate. Asta e problema mare. Deci avem pe ăsta și mai avem și pe ăsta. Două skin-uri faine, care chiar îmi plac, sunt reușit din update. Sperăm că nu o să mai vină prea curând, ia. Și acum noi putem să schimbăm culoarea cum vrem, măcar e bine că schimbăm și culoarea la el, ceea ce e un lucru tare, cred că merită să le iei palbaș. Și acum haideți să dăm niște meciuri, chiar nu știu. Uite la ăsta că e meciurile foarte rapide. Aici în finală, aolo, ce avem?
nu e bine. Și am intrat în meci, din păcate nu am mingea, dar să sperăm că nu mă va încurca atât de tare dacă n-am emote-ul de minge. Sărim aici, ia vezi cuțitele la ce zboară, bro, pe lângă mine. Parcă culoarea asta albă nu e așa wow skin-ul. Ar merita ca să iau eu pe altă culoare, dar măcar e fain așa cu skin-ul, cu cuțitele acelea. Sincer, dacă ar fi acum să mai văd odată skin-ul, nu cred că l-aș mai lua. Easy win, bă, cât de lejer, bro. Nici o emoție. Vreo 10.000 de gemuri sau cât a fost skin-ul ăsta. Nu știu dacă aș mai da gemuri atât de multe pe el. Măcar nu am acolo la colecție. E ceva nou. Hai să dăm și cu celelalte. Acum vreau să dăm cu acel dragon. Și acum suntem în finală cu acest dragon. Sincer arată cam ciudat. Mai cu cocoașa aia aceea așa, nu știu de... Se împarte în două. Nu știu să zic. Credeți că e unul dintre cele mai reușite skin-uri? Eu zic că da. Mai ales că e mitic, a picat destul de lejer la mine cel puțin. Acum nu știu la voi dacă l-ați luat sau nu. Totuși e 500 de gemuri rotirea. Bun. Aici o săritură așa și e cam easy win. Și cu skin-ul ăsta. Bă, harta asta dacă aș juca, cred că în continuu aș cam câștiga de fiecare dată, presupun. Am intrat și la ultimul meci cu acest skin. Acest skin de sushi. Ia să vedem dacă putem să facem și noi win. Nu se poate așa ceva, bro. Efectiv nu mai putem să mai facem win din cauza că... Bă! Nu-i corect pentru că au venit cei mai mulți bulgări aici. Bă, nu-i posibil, frate. Deci nu-i posibil. Cum ne-au venit toți bulgării aici, ca idee? Mai avem timp ca să mai recuperăm? Mai să facă ăștia progresi. Să nu știe. Na. A adus perfect câinele ăla. Cum o să vină atâția burgeri acolo, nu înțeleg. Și ultimul meci cu acest skin de sushi, trebuie neapărat să câștigăm și cu el. Am zis ca să intru neapărat, dacă tot l-am luat, e păcat. Dacă am dat atât de multe gemuri. Băi, aiurea rău de tot când vin toți burgerii ăștia. Uite-te și tu, frate. Câteodată vin puțin, câteodată vin foarte mulți. Nu înțeleg ideea. Hai să sărim aici pe burtă direct. Trebuie să câștigăm cu skinul ăsta, bro. Este ultimul de pe acest episod. Mamă, la limit acolo am sărit. Ia vezi. Mamă, bine că nu mi-am luat knockback și ăsta este win-ul. Sper că v-a plăcut. Un like și abonare ne ajută foarte, foarte mult și nu uitați codul de pe shop dacă vreți să câștigați voi gemuri și să participați la extragele pe care le vom face, deci 1200 de gemuri, un stumble pass. Dacă vă abonați, apăsați butonul de like și aveți codul Mădălin și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Subscribe! Subscribe!